la punctul pe care vreau să-l prezentăm. Și anume, punctul important de pe punctul de vedere și Consiliul Local, care își poate face la încheiată zilele trecute. Și se întâmplă probleme cu impactul cetățenii în mediul social. În primul rând, vreau să salut, să-l mulțumesc celor Consiliului Local, pentru că a fost un vot în unanimitate. Pentru aprobarea sectorului și prepararea procedurilor pentru extinderea bulevardului Tineretului spre nord, între starea Cinehezului și starea Libertății. După cum știți, am scos mai de mult acum în rând la licitație evaluările pe terenul respectiv, pe traseul bulevardului. Aș vrea să, cu această ocazie, să spun încă o dată că acele discuții care au fost în campanie, că nu se poate face rețeaua pentru că proprietarii au terenul gajat la bancă și pe subiect acolo. Vreau să vă spun doar că așa zis, sunt mulți proprietari care au terenul gajat și deja sunt proprietari băncile, nu mai sunt cu lor. Noi am făcut evaluarea la prețul pieței și cu toți expertul a făcut la prețul pieței. Și prețul respectiv, făcut de evaluator, va fi virat în contul băncilor respectiv. Deci nu contează pentru ce sumă a garantat persoana respectivă. Noi, conform legii, virăm prețul dat în evaluare. Prețurile sunt, eu spun, sunt prețuri bune, chiar foarte bune, mă bucur pentru cetățenii din zonă. Prețul pe metru pătat al terenului este ridicul de bani 150-188 de euro pe metru pătat, ceea ce înseamnă că nu ne bate în joc de cetățenii din zonă. Sunt la viitoare comisia constituită prin hotărârea Consiliului Local și va intra în mâine. Vor fi convocați toți cei care sunt pe traseul de discopie. Din analiză, doar suprafața de teren expropiat pe traseul bulevardului se ridică la 1.300.400 de euro. Avem acești bani și vom face comisia respectivă să va întâlni și va discuta cu fiecare cetățean în parte. Am cerut ca de această comisie să facă parte dintr-un consilier local din fiecare partid politic, tocmai pentru a elimina orice suspiciune și orice discuție. Și sunt convins că sunt la viitoare, deja se va începe această negociere cu proprietare și în cel mai scurt timp să fie expropiați. Iar după aceea se scoate la licitație execuția terenului, pentru că în paralel am scos la licitație completarea studiului proiectului tehnic. Și sunt convins că până în decembrie vom cunoaște poate și câștigătorul licitației. Așa că, în anul viitor, să intrăm la construcția efectivă a bulevardului de Mărgăresc. Mai rămâne cu consumul cel de-al doilea, să discutăm, să expropiem și cele trei case care sunt lângă actualul port. Da? Și după aceea, să spunem, v-am spus în administrație, așa că, în acest mandat, bulevardul, pretele de la bulevardul de Mărgăresc să fie finalizat. Deci, în excepție, absolut. Dar avem o hotărâre de acolo, o hotărâre extraordinar de importanță și anume că acest proiect de modernizare, de izolație termică a blocurilor, am luat aprobarea deja pentru 87 blocuri, am luat aprobarea de la Are de Care Lupa. Proiectarea se face pentru timp de 60, s-a și scos la licitație pentru câteva zile, se va cunoaște câștigătorul. Am propus și de nou vreau să spunem consilierilor local care au aprobat în unanimitate ca plata contribuției asociației proprietare să se facă în 3 ani de la terminarea, de la recepția lucrării, atenție, de la recepția lucrării, pentru că lucrarea poate dura un an de zile, iar după ce asociația proprietară recepționează lucrările, în 3 ani de zile să-și poată plăti contribuția fără niciun loc penalizare. Deci ce spune acest lucru? În momentul de față a fost, în momentul de la primărie, a fost o eficiență asociatului de proprietari de a se înscrie în acest program de izolație termică a blocului. Pentru că, conform legii, 15% contribuie primăria de fonduri proprii, 25% asociații de proprietari, iar 60% unele locale.
cei 25% care reprezenta tot partea asociației proprietare, investa o sumă destul de importantă, și anume de 3.000 de lei de apartament, 2.500, depinde de apartamentul ce suprafață avea, dacă era 3, sau 3, sau 3, sau seama mică, m-am înțeles că era de 2.000 de lei. Oare efortul bugetar asupra unui proprietar care are pensie de 350 de lei sau 370 de lei, pentru că sunt și proprietari care au astfel de pensie, era fantastic să vii să contribui cu 3.000 de lei în 6 luni de zile. Și atunci primăria și-a asumat acest rol de a contribui primăria cu acești bani, iar acești bani se recuperă de la asociația de proprietari în 3 ani după finalizarea lucrării. Ceea ce înseamnă că 2.000 de lei dacă îi pas la 12 ori 3 de 6 de luni, suma este foarte mică, este sub 100 de lei, 40 de lei. Am mai aprobat cu Consiliul Local modul de repartiție a motocosipanilor. Știți că s-au, prin cealaltă hotărâri, Consiliul Local s-a aprobat achiziția 60 de motocosipanilor, 50 de motocosipanilor. Și acum am întrebat la repartizarea acestor motocosipanilor, pentru că rândul nu poate fi curat decât dacă fiecare dă un interes. Și asociația este proprietar și noi, ca primărie, pe unități de subordonare. Și atunci am convocat, am avut întâlnit cu asociații de proprietari, cu toate asociații de proprietari, două întâlniri, una la Nostroveni, la Cineva Nostroveni și una la Cila Domnica, cei din Nostru, la Centrală, și asociații de proprietari care au mai multe blocuri de administrare, au afișat această idee și vreau să-i mulțumesc public, și deja în schimba viitoare vă veniți să ia care această motocostare, care este foarte, foarte bună, dar luând foarte multe, am reușit cu negocieri să fie un preț foarte bun. Luni vom devara câteva investiții extrem de importante pentru Unicem, pe care o parte din ele le voi continua, deci privat în vechiul mandat și așa cum am promis tot ceea ce consider că este bun, trebuie preluat. Am urgentat să obțin avizul de la Căi de Ferate, de la Drumul Național, pentru a face acea grătească de devan, deci când vedeți că vor obi sensul giratorul, să poți să faci gheaba culia podului, să faci dreapta, să mergi pe suport, să ajungi la devan, ca să mai fii nevoit să vin cu urma sa pe pecola troiană, ca să întorci intensiv, să faci o ilegalitate, dacă dorești să intri la devan. Am luat toate avizele, deja sunt fost la agitație, deci această lucrare va fi de acest moment făcută. Tot de luni vom intra la asfaltarea, schimbul între străzi de schimbul troiană. Știți că perioada de 28 septembrie este un eveniment unic pentru Vâlcea. Am înțeles că vor fi prezenți trei îndarți ierarhi. Deci, dacă ați venit prea fericită sau nu, dar el, plus încă doi reprezentanți ai noștri de Rusia, parcă și de Guvernul Național. Nu ați spus. Deci, vă asigur că această lucrare va fi finalizată până pe data de 25, maxim 25 septembrie. Așa fel încât ca la acel eveniment să fie totul în ok. Am făcut expropierile din partea dreaptă, i-am lărgit cu încă 3,5 metri, pentru că o parte stradă cu două venuți și un trotuar. Pentru că știți că în momentul de față găsit despre schiță spre Poiană, este un singur sens, trebuie să dai prioritate celui care prinde în față, deci este un plan ghisuial. Îmi face stradă cu două venuți plus un trotuar. Altă lucrare care va fi dată spre proiectare și execuție, este așa cum am promis în campanie, vom face legătura dintre strada Șpirbei, Bodă și Aranghel, la terminarea Micigului, undeva pe dreapta, este o potecă prin care vin toți copiii din spre școală, cei din Aranghel și oamenii coboară spre magazinul Angretar. Și atunci acel traseu pietonal va fi modernizat, este o distanță de 3-4 metri. Va fi modernizat, așa că încât oamenii aceia se coboare condiții normale. Referitor la stadiul de lucrărilor de școli, vreau să vă asigur că până la acest este septembrie absolut toate lucrările de școli vor fi finalizate. Avem o lucrare mare la școala de anul 5 și
Și, după cum vedeți, deja a făcut și exterior, a făcut acoperiș și mai avem puțin intern acoperiș. S-a făcut o izolație termică în spate, am intrat și la sala de sport. Toate firele avea atârnate, erau zeci de fire atârnate, au fost redirijate. Deci este o barătă adevărată școală de muncire. La celălalt școală s-au făcut lucrurile, și am aici prezentăm câteva situații. Mă refer la liceul Olchim, se lucrează, am alocat o sumă importantă de 3 miliarde de lei pentru realizarea instanțelor de cultură. Este acolo câțiva ani, după 5 ani, de realizarea în cultură. Mai avem la Ferdinand, la Matei Basarac, absolut la școli, la Colegiul Unicea cel Bătrân, la Gerard Maghedu, la Henry Coandă, la Energetic, foarte foarte, absolut la toate școli, acum au fost solicitări, s-a început cu filme și sunt într-o povoție foarte mare realizată. Vreau să spun că am adevărat și o procedură de expropiere pentru Găița Domn Casimu, așa cum am promis, pe vis-a-vis. Sper că ședința Consiliului Local să vă dăm spre aprobare, să devină valoarea evaluatorului și să vă dăm spre aprobare Consiliului Local, așa fel încât să putem intra la etapa a doua, anume demolare și să remodelăm această zonă. Ieri a finalizat reparația patului din fața casei sindicatelor. A fost înlocuit acele 10 de flori, puse flori, puns, schimbat sistemul de lucrat, cu unul din 20 de pecuri cu Teodor 4. Tot de-a sosit proiectul de la Alegre Dragă și cel mai scurt timp vom publica pe SEAT pentru o licitație pentru modernizarea Alegrelor Dragă. Deci ne-am propus ca anul viitor să fie finalizată această lucrare. Deci zilele următoare va fi scoasă de la licitație. Sistemul de bilete de la ETA, mai etat Nicolae, de la ETA cu Nicolae de la 1 septembrie. Vreau să vă anunț că pe 10 septembrie ne-am propus să închidem ștrantul și să continuăm cu modelizarea lui proiectul care este în zonă. Am răspuns pozitiv unor inițiative din partea cetățenilor și anume aceea de a crea un parc pentru câine, cei care au câini acasă și vor să iasă cu ei un parc. Deja am depus cercetarea de urbanism și trebuie să luăm avizele necesare, așa că lucrurile pe care a creat nostru, distanța este foarte mare, este mare de 15 metri de carosabile și care a creat, se poate angaja pe lucruri lungime, a fi creat un parc, așa că vedeți, oamenii să poată să aibă un loc unde să leagă, să dea drumul acest fii ca să stea în libertate. Se continuă, chiar ieri a fost apartamentul la Pețeni, se continuă drumul spre cimitir, s-a acolo se foarte mult de lucru, am început fizicul de sprijin, este peste un 800 metri, un kilometru, în care se montează borduri stânga-dreapta și zid de sprijin, așa că ca la ploi să nu mai rămâne nici pământul. Vom trece la balastrare și vom trece după aceea la asfaltare. Mai avem de montat un copăcel, în Căzănești am trecut la branșamentele de apă și montarea unei stații de pompare pentru luajul de apă undeva pe lângă Iclinești, la dat sus, nu avem de apă și atunci ar face mai sunt stații de pompare, ca după ce vă face și acele brașane, fac brașane de sorteza cu el de făcut. Vom trece la asfaltarea stăzii respective. La Colonia Lucii deja se asfaltează, s-a la Alea Lucii, mai este foarte puțin și sper că sunt anumitare vom finaliza asfaltarea. Mai sunt câteva probleme de rezolvat, dar până la licența totală mai sper un pic la piața centrală, probleme de confort, dacă vreți. De exemplu, geamul pe care sunt sus, bate foarte tare soare. Și foarte cei din piață care vând sunt aceste plângi pe soare, poate că ne putem că trebuie să strică produsele și nu pot rezista. Am încercăm cu o folie transparentă care să oprească razele de soare, s-a făcut astăzi proba, se pare că e bine, dar cum vreau să luăm și acolo
arhitectului, pentru că nu putem monta decât o folie transparentă. Dacă montăm o folie de la multe culoare care e mai opacă, se schimbă culoarea produsului de garantat. Și atunci, arhitectul ne interziste că se folosim o folie transparentă. În altfel, nu putem spus să dă senzația că roșia e verde și de asta vedea e bou. Sunt mai multe fără de cușată în zona respectivă și dacă vreți montată, pentru că v-ai spus, am spus deja la legislație, să montăm sistem de taxare automat la intrare, acele bariere trebuie montat sistem exact sistemul de la mod, în care să pui sistemul de taxare fiecare sunt șapte bilet și să apară afișat cât de loc nu mai sunt liber în parcare, civiliza, ca să nu mai stai pe vierea în față și unde la scursor și unde la în față să strige. Avem trei locuri pe rândul la o mașină sau altul. Ieri am avut o discuție cu reprezentantul directorului care se ocupă de bon, cu cei care de la Socop Sărbuiță s-a fost cu instituția respectivă. S-a spus la licitație deja și s-a câștigat licitația construcției unui parc între Socop Sărbuiță și Poțea, care va intra în funcțiune, deja se obține autorizația de construcție și sunt viitoare cu siguranță comunitate, inclusiv în modernizarea acestui spațiu. Am găsit o soluție pentru că cei de la Socop Sărbuiță și-ar fi dorit un acces pentru mașini și până la urmă am înțeles că trebuie să le dăm voie și vom da voie un acces pentru descărcarea mărfii, atunci când vin, care să fie să stai pe mărfii, condiția ca să pună un telescop modern în față, doar cu telecomandă, să nu mai avem acces oricine acolo în zona respectivă. Cei de la MON și vreau să continuez publică, care sunt înțelegere că partea despre MON. Apare terenul de studiere a dumneavoastră, acolo sunt pavelele ateliate. Au zis că vor lua un arhitect și vor să facă acolo o terasă deschisă de vară, ceea ce a fost foarte bine în zona respectivă. Achizez la orice idee, numai că atunci să fie modernizată. Și așa că accesul mașinilor la acea zonă să fie total interzis. Și atunci și cu invitarea pe sala care îmi e prea, va fi extraordinar de bună, pentru că se curte foarte mult în sigur pe care la Poția, ceea ce se poate face foarte mult. Am făcut discuție cu un prezidat de timp de zona centrală și după discuție am prins, am obținut promisiunea că până pe 15 septembrie, mă dat lumea ce clasă de 4 de zi în zona centrală. Vom finaliza pe toată cu partea dreaptă spre Cozea și toată zona biserică respectivă va fi finalizată, fără să dăm acces, în schimb, despre strada Regina Maria pe cele 4 benzi. Am încercat și vorbați de strada Regina Maria, vom interzis și început de astăzi, am interzis parcarea mașinilor, pentru că acolo se va fi locul de intrare în șantier, pe strada Regina Maria și trebuie să fie locul liberă în permanență, groapa respectivă a fost acoperită și acum se lucrează eficient și toate mașinile vor veni pe zona Regina Maria. Eu sper că dăm drumul la circulație de apropiere de zona centrală, impactul va fi unul pozitiv și vreau să mă asigur pe publicieni că fac de tot toate eforturi în București, așa că încât viața nu se fie mai puțin obstrucționată de ce se întâmplă în oraș. Cam asta a fost prezentarea. Acum, dacă aveți mai întrebări. Aș vrea să vă întreb, dacă lucrurile care ați început o acțiune concretă pentru proiectul acela de reabilitare a viitor în Eștiu. Și o întrebare similară pentru domnul Bețeleanu. La fel ne promiteați un parc între gară și barieră. Dacă ați uitat să vă ați început și am ceva concret. Dacă îmi permiteți, mă spuneți să vedem. Deci, domnul, ce cu a doua problemă, deci domnul Mițaru are zeci de corespondență, a identificat terenul cadastral, inclusiv cadastral, terenul care este între la gară, terenul care este între gară și chioșcul respectiv. Acum există doi proprietari. Atât CFR-ul Marco, cât și CFR-ul Călător. Am putat discuțiile care trebuie făcute și schimbul de adrese, în așa fel încât să obțină terenul măcar la administrare, ca să putem amenaja un parc. Deci este toată istoria dedicată din punct de vedere al proprietății. Am putat prima dată, în timpul campaniei, înainte de campanie, venise ministrul de la
că eliberează de la Sfințele, este foarte deschis. Dar acum, așa, la vestul Sfințele Cadastrale, a spus că pentru partea lui și Comisia și păstrează provisiunea, dar trebuie să discutăm și cu partea cealaltă. Exact pe jumătate este părțit terenul. Nu, dar cine este în gară, parcă, adică? Cine este în gară, parcă, să nu vrem trenul? Nu, parcă despre nu vrea să facă pentru gară, vrea să facă pentru deci cu deschidere, dăm locuri. Poate să se locuri foarte mult acolo. Se poate face un lucru extraordinar acolo. Pentru că, în momentul în care s-a gândit să vă place, nu-mi place. Asta este de extraordinar de parcă respectiv. Deci trebuie să facem ceva, așa cum a spus. Revertăm la cea întrebare care a spus cu parcul Orădești. Da, sunt în discuție. Am vorbit cu cei de la Paris, este o perioadă a concepturilor, vom scoate în DSP, vom scoate la licitație, o soluție, un concurs pentru această clientă. Cine face lucrarea din centru, de la mor? Cine este constructorul? Nu știu, cine face parcul respectiv? Da, da. Nu știu, eu fiu care trebuie și la licitația. O trebuie de bucă, dar nu știu că nu există pentru foarte. Domnul primar, mă întreabă niște angajați în loc credințe, dar cum trebuie să fie ca promisiunea din campanie electorală și de desprinde credințele de școli. Da, am și putut discuții cu doamna inspector general și dar trebuie discuția continuată și decizia luată în decembrie pentru următorul an de învățământ, din 2017-2018. De acest decembrie se va lua această decizie și credințele vor avea autonomie. În așa fel, nu mai există ca acum, îți dau o situație delicată din la Creanu, la Verița de la Goranu, aparține și la geamul 5. Când merge acolo, sunt bolierele de mânt, când vin acolo, îl dau la pesată. Și atunci, eu cred că lucrurile se vor planifica. Aș vrea că întrebarea tocmai la administrație 100%. Ce vă gândiți să facă pe el în perspectiva alegerilor parlamentare? Alianțe cu anumite partide sau? L-am spus și în campanie, politica mă interesează. Am spus obiectivul nostru a fost să câștigăm alegerile, dar am avut nevoie de un partid pe care l-a respectat și mulțumesc că suntem. Noi vom respecta decizia pe care vom lua cei de la București. Deci, după aceea, în funcție de și cei de la București, în funcție de valoare, valoarea fiecare organizație, vor spune dacă vor ce are drept să mai ceva sau nu. Asta ce vă indiferent ce va decide centru, pentru că, de exemplu, dacă vă stabilești și de acolo să faceți o alianță cu PNL, s-ar putea să vă treziți fără consiliere locale și județeni. Eu, care consiliere locale, din cei care avem? Pe dacă, de exemplu, PRU hotărăște să fie absorbit de PNL, s-ar putea ca cei de acolo să le retrageți ghișa în politică sau ușa de majoritate. Niciodată, nu știu. Cu ce nu voi exista? Iar nimeni nu poți să retragă nimeni. Dar la alianță, fuziune, nu, dar la alianță... Alianța se va face, dar nu știu cu ce sunt. Am înțeles mai mult pe care face alianță cu PSD. Ce am înțeles, dar nu știu nimic sigur. Până din ce face cu codul de la Ștraubin? Am înțeles că în ultima vreme au formatat spațiul de vedere. Da. Am depus deja pentru secretar de urbanism, ca să solicităm avizele necesare, inclusiv avizul la creier ferate. Foarte mulți oameni care m-am venit, oameni în care, în acelor părere, cred, m-au surprins că singura soluție pentru a rezolva problema respectivă, care este problema extrem de importantă. Și în momentul de față te duci la modul bunar, cu autobuz și te oprești. Și trebuie să meargă săraci copii pe jos, peste pot sau pe lespe săriști pe nouă, unde se lucrează și un dezastru total. Și atunci, propunerea care a fost, la care eu am achesat, vă spun ce zic, am achesat, să demolăm podul, să facem rambleu și să acoperim, da? Și vom cere avizul la creditate. Am vorbit de pe anul cu cei la creditate. Ei tot visează că în 2028 se va face calea ferată, chiar că în 2028, nu știu dacă nu ți-a putut în anul respectiv. Noi nu putem sta cu podul respectiv în 2028. Alte soluții de a face podul, că avem și studii de prezentare și studii de tehnici făcut ca să modernizăm podul, sunt costuri uriașe, fantastice, pentru că ne obligă să consolidăm tot dealul. Ceea ce nu se poate face decât pe polul, de asta înseamnă iar de 15-20 de ani. Soluția care ar fi este să demolăm, să facem rambleu stânga-dreaptă în calea ferată și să umplem acolo și să dăm drumul la circulație și să ne obligăm noi, am spus să ne obligăm,
că dacă se va face, când se va construi podul în 2028, administrația publică locală să ridice pământul structură și să le dea loc doi scări care a făcut. Altă oară soluție nu văd în momentul de față. Iar să stăm în continuare așa, iar am făcut o soluție. A spus, eu vreau să facem un concurs de soluții pentru a dialogul românești. Da. Iar primăriei sau apelor române? Altia. Deci, în momentul în care vom face concursul de soluții, vom stabili și cine este clar, cine este proprietarul și se poate accesa fondurile europene și prin parteneria. Chiar domnul Mihelescu mi-a spus acum că ei au primit o hotărâre de guvern pe care ne dă voie ca pădurile de drumul cu administrațiile locale să poată face, să poată accesa fondurile europene. E o gândire foarte bună, știți. Dacă se vede pe mediul ăsta, pentru că altfel, altfel nu se poate face nimic. Domnule primar, mai rămânem după aia de așa dumneavoastră cu PSD și la Consiliul de Trans și la Consiliul Local. Mă înțeleg care este posibil ca domnul Lucrescu să deschidă lista PSD pentru alegerile de Camera Deputaților? Eu n-am vorbit niciodată la persoană. Eu am spus că am alianță cu PSD-ul pentru alegerile la Consiliul. Am avut o alianță cu PSD-ul, cuvânt pe care l-am respectat. Prima dată am avut o înțelegere cu PNL-ul, mi-a respectat întru totul cuvânt. Da? N-au fost capabile să ia mai mult de 13 consilieri plus ai mei, nu se făcea mai dreptate, atunci am făcut cu PSD-ul. Privesc cu ochi pe oricare. Acum, cu PSD-ul, am avut în întâlnire la Consiliul Județean, înțelege la Consiliul Județean și la Municipiu, alianța funcționează perfect, funcționează perfect. Vedem în continuare, nu s-a discutat. Dacă cei de la București hotărăsc alianța cu alt partid, și eu respect nici de la București. Nu depinde de dorința mea. Bine, dar spuneți-mi, mă rog, apropo de mine, o vreau să accentuez la așa altă temă și din asta a fost una dintre temele care s-a soluționat. Firma a opresc condusă de fostul senator deputat în Sărbim Cuvenu Pascu a legat ca duce comunale de la București și să întreagă anchetă cu indiret sau acolo. În același timp, ei ne duncă de la București și să justifică procesul intentat cu Măriei Râmnicului, prin care vățem 450.000 de lei doar pentru două zile de transport al guvernului la București. Care mai este stabil proceselor și relației cu firma de salubritate? Noi m-am văzut cu firma de salubritate. Am analizat foarte bine contract. Un contract, așa cum trebuie bine, știți și dacă doriți să-l pune la dispoziție, ambele părți trebuie să respecte contractul. Vreau să vă spun că și primăria și-a asumat niște clauze care trebuie respectate. Care trebuie respectate. În punctul meu de vedere, vorbesc strict pe perioada contractului. În momentul de față, noi le-am dat tot concursul să obțină, să-și facă o stație de sortare pe platforma chimică. Văd că se prevedează, chiar asta v-am primit informația, de ce nu se dorește. Și văd așa că ar fi o nedorință a lor. Pentru că noi am fost în separat de deschide. Am s-a vorbit, fără acolo să-i obține avizul la metru, asta se regădează. Azi când ați luat să văd dacă l-au obținut avizul, au spus că arhitectul a depus dosar. Deci nu sunt de bine cei de avizul și vreau să-i mulțumesc celor de avizul. Nu a depus arhitectul dosar, asta înseamnă un lucru de interes. Situa viitoare, aștept să apere între joi să-și ia autorizație, nu. Nu am intrat din nou în forță, așa cum vă știți, că duce dezlegerată. Și veți vedea ce se va întâmpla. Așa cum m-am uitat să vă spun un lucru extrem de important, cum e, am avut o întâlnire, dar nimeni nu credea că voi avea această întâlnire, cu cei care au condiționat pe mine de rând. Și mi-au venit foarte, doamnă, foarte, eu sunt bărbat, și eu sunt magistrat și eu sunt dat. Puteți fi doamnă de 10 ori magistrat. Dacă nu respectați contractul setat cu primăria, au. Iar dacă nu și-au autorizație, sunt 2 ani de zile, apropo, nu și-au autorizație și în public, până la prima ședință a Consiliului Local, voi propune spre aprobare Consiliului Local rezilierea contractului. Cum? Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Nu este trebuie pe documentația pe care primăria n-a pus-o la dispoziție că nu există. Nu. Autorizația de la ei, autorizația de la ISU, în contract, la un chef contract, la articolul 2 la Dumnezeu, se implace. Firma care a fost concesionarul se obligă să obțină toate autorizațiile și avizele, dar așa fel ca în termen de 6 luni să dea în funcțiune că de unde vedeți. Sunt 2 ani de zile, pot să construi o mai prelungit unul de câteva luni, dar acum mi-a trecut 2 ani de când s-a trecut de lucru și nu s-a făcut nimic. Eu nu înțeleg de ce
ai luat un astfel de punct, nu dai drumul la primul nivel. În condițiile în care un contract scrie foarte clar că suma pe care o investesc pe rău și avea obligația să investească undeva până la 350, până la 900 de lei, vom verifica dacă s-a investit, din suma respectivă se scade concesiunea, valoarea concesiunii. Deci, pe 2 ani de zile, noi vom fi obligați de valorul lucrurilor pe baza facturilor, dintre ce au făcut ei acolo, și vom scade din valoarea concesiunii. Iar acel termin va asigur că îi se va da destinația de termin, pentru că am și putea discuția la Consiliul Județean, în principiu, nu așa cum, pentru că dumneavoastră au nevoie de cine ar avea nevoie de o astfel de spațiu. Am o întrebare, o problemă personală, o colegă m-a lucrat să mă interesez și de luni de zile m-a interesată și de evoluția lucrărilor la acolo. Și așa am aflat, întâmplător de a deschis subiectul, că de fapt, de ce nu pot subține autorizația de la ISU? Pentru că lucrările făcute de primărie, confirmă de construcții, la primărie nu s-au pus la dispoziție toate documentele din timpul executării acelor lucrări. Că există un bon de lucrări pe baza cărora, de documente, pe baza cărora ISU ar trebui să elibereze autorizația. Ne eliberăm primăria aceste documente pe care nu le are sau nu știu ce se întâmplă, ei nu pot să duc la mine. Așa și cum v-a spus și mie. Nu există nicio corespondență între ei și primărie, pe timpul mandatul dumneavoastră, nicio corespondență scrisă, în care se spune, nu doar pe ce spune. Deci nu poți să acuzi vechea administrație, că nu mi-a răspuns la noi. Nu există nicio corespondență și nu am făcut dovadă că există o corespondență pe care o cerut așa ceva. Dar, în schimb, noi avem un proces și acolo de predare a cărții tehnice, care cuvinte absolut tot. Să vii și să spui că n-a fost licitat, păi sunt plan executiv, s-a publicat pe seama, a fost publicat pe baza unui proiect tehnic făcut, s-a făcut toate avizurile, s-a făcut avizurile la ISU pentru proiectul respectiv. Când de timp, e nevărat, că devenit în momentul proiectiv, că cei de la ISU cer altceva. Dar asta s-a obligat ei, dacă nu te faci, dacă nu vrei să danse, nu-i faci în fără. Nu e obligat la asta nu se fac. Dar ce spune de ce de la termenul de contract, la termenul la sfârșitul lunii septembrie să facă ceva, iar cei cu stația Lopescu, până când vrei să fie gata această stație? Nu. Aici avem un contract foarte ferm, pe care e foarte greu să-l anulăm înainte de termen. Atenție! Eu spun lucruri pe care ne uităm clar. La dincolo, la cuvânt de vătrân, deja au trecut termen. Ei trebuiau un comand de zi, dar nu la cămin. În 2 ani de când l-au folosit. Nu au nicio scuză. Absolut nicio scuză. Și nici s-a văzut un interes din partea lor care dorbi să facă, să încerceze de lucru în care e destinația. Ce vreau să facă de acest termen? Dacă vreau părere să există un contract pe 3 ani, dacă nu se întâlnesc condiții, voi parcurge toți pașii pe care mi-i cere legea, iar vă asigur că la 2000, peste 2 ani, peste 1 an de zile, nu-i mai vezi pe care nu ce. Dar dumneavoastră aveți disponibilitate financiară pentru susținerea căminului de bătrân, pentru că statul asigură doar 5%. Restul intră în odrada dumneavoastră. Nu, pentru că asta nu avem. Căminul de bătrân s-a testat de către Consiliul Județean. Consiliul Județean aveți prevenit de date, chiar mai puțin, de 10% asigură la căminul de bătrân și asigură fonduri foarte mari pentru căminele cu dizabilități. Da, acolo se fac fonduri mai mari. Dar având în vedere că ei iau cămin de pentru care există la Copa, ar putea ca oameni respective, pe care sunt și oameni 96% cerici, să fie transformat acesta în cămin de bătrân, iar acolo se face prin cei cu dizabilități. Există soluții. Dar în Consiliul Țean va... Și eu sunt convins că mai acesta în această idee. Nu am putea cu discuția oficială. Dar sunt convins. Păi, dar la Bălcin nu și-a asumat Consiliul Județean. Dumneavoastră ați fost dat că au mandatul actualul cămin de bătrân, să vedeți ce anul care a lucrat. Ați fost vreodată? A fost inaugurat. A fost inaugurat. A inaugurat, căminul arată foarte bine, impecabil, l-au dotat așa cum trebuie. Arată super. Ce să zic? Eu nu sunt prins de ce inaugurarea asta, nu am deschis. Noi din campană știți foarte bine, că da, am fost 4 luni. Așa, au fost exact aceste lucruri, cerințele astea și afirmați crescuri, indiciuri de denarmatorie, că, de fapt, primăria nu dispune de anumite documente din timpul executării lucrărilor. Și nu le-a pus la dispoziție pentru liberarea... Eu nu am făcut nicio corespondență să ceară. Vă rog, prezentați-vă la altă deputare, deputare, deputare. Ca să am și eu pe ce bază să le cer celor din subordine, dacă s-au conformat sau nu. Da, ca să știu. Exact. Nu, au cerut. Cei de primărie spun că eu am dat cartea tehnică a
imobilului, așa cum se putea, de obicei, dacă face proces verbal. Și există procesul de proaspăt care poate să le deduce. Dar poate există, într-adevăr, această motivație reală și ei n-au parcurs face necesar și tot îi vor parcurge. Dacă îi vor parcurge, n-am venit cu ei, personal. Pe mine mă interesează ca numărul de persoane să funcționeze ca și felul de vedere. Nu mă interesează cine administrează. La căminul din dar nici să stai 2 ani de zile cu el și încă 6 cât s-a făcut sau a stat de folosit, să stai pe el în vorba aia. Poți să zici sau vorba aia. La căminul din Bărăcești, spunea că este altă situație. La ce vă referiți? Nu știu, ea partii cu o sărăjitare, nu vorba pe ceva. Nu vorba pe ceva. Domnul primar, aș vrea să vă cum vreau să mă duc în amintarea pe starea spasului? Sunt vreau să nici popoare, nici au văzut alte elemente. Ce facem în situația asta, că se duceam în oraș? Te referi la mașina în dreapta? Nu știu, care a spus. Mare pe dreapta sau peste dreapta? Statului și peste dreapta? Pe dreapta. Pe dreapta, da. Păi, da. Doar o duce la ambient, nu? Nu avem niciun canalizare acolo. Toate cartelele de două frică, toate cartelele de două frică. Deci toate străzile de municipiu vreau să vă spun că vor avea canalizare. Nu, nu, poliție. Am lăsat să facă. Deja am o discuție cu cei la Cabin și am lucrat așa cum a face pe strada veteranilor. Pe un crang s-a finalizat lucrarea și face pe strada veteranilor și lucrăm în asfaltare, lucrăm la Cucăcelul Căzărești. Sunt multe străzi. Păi, dar nu, dacă la care s-a băgat pe știu că stați în trucul deci nu e Mă interesează mai puțin să-și facem o imagine. Aș prefera să-și facă toți imagine, dar să facă și oameni cu oameni. Deci eu s-am luat ideea celor de la urmări. Am spus că noi, la această oameni, cu toată la Vigilvar și unul Vigilvar, să ocupă efectiv de această situație. Vă pun la seama este toate utilajele pe care le avem în atenție și este la defecte. Vă da saci de gunoi în mănuși la fiecare, vă face și mai multe cu ele. Vom lua din școli. Vă rog ca fiecare vor, nu mă înțeleg pe mine să vină de școli. Vreau să vă spun că deja au răspuns afirmativ și sper să avem câteva sute de persoane. Să luăm toată portirea de la Ștrană, în păduricile alea unde au fost o vizere de deschis, să mergem spre capela, să facem astfel de acțiune. Și vreau să vă mulțumesc public că au achizat aceste idei. Vă întreba câte, dacă vor fi case sau câte case vor fi demolate pentru extinderea bulevardului? Pentru Brăcaua, care urcă pe partea, care urcă pe pasaj, poate sunt trei, din care două deja sunt părăsite, unul mai este. Și pe partea asta, de parcă sunt, pe ce lucru din capăt. Este garajul, este echivalentul de Antares, da? Credeam. După aceea este complexul EM, care are construcții provizorii, deci acolo nu avem obligația să plătim construcția doar terenul. În spate este clădirea respectivă a celor care au autogara de spare acolo, o dau numit. După aceea sunt niște camioane parcate și dar în buriele sunt cu noi cât au ciucuri de mare. După aceea este o casă, două căsute mici și cam atât. Și intrăm deja pe terenul. Și anexe. Și intrăm pe terenul de la Petrol, care deja e stabil, e liga acolo. Liga. Casa Orănescu. Va mai avea vreun viitor sau se va prăbuși copii? Vreau să vă rog că am chemat un proiectant, am fost la Casa Părescu. Încă nu s-a stabilit nici acum, din păcate, proiectant. Și păcat că, în momentul de față, există foarte multe forduri europene. De fapt, singure forduri europene care există, există pentru perioadă patrimonial și pentru parte. Forduri care sunt europene. În rest, în infrastructură, nici nu nimic. Acu este acum. Este retinge foștul proprietar, de vedere că este numărătivă cu foștul proprietar în terenul respectiv. Asta e mai rău. Se judecă proprietarii între ei. Da, sunt cei proprietari care sunt noi. La grădiniță aici la cât a ajuns expropierea? La cât? La care grădiniță? Aici. La două case? Da. Aici? Da. Încă nu s-a făcut evaluarea, de aceea am băgat în costul local, pentru că s-a licitat o firmă care face evaluarea și trebuie să facă evaluarea. Da, să-mi mai devreme de dealul Capela. Acolo
până ați revenit la controle și aveți informații. Mai e al primăriei, cât, ce suprafață și cum, când credeți că vă arăta așa cum credeți, ca acum, la atâta dacă. Da. Încă nu am ajuns la teatru, dar cu siguranță vom ajunge, pentru că sunt extraordinar de multe lucruri de făcut și rog așa pe mine. Acolo am venit cu un director de la Rosilva. Ei au câteva zeci de hectare. Porcirea despre că se urcă spre capela pe dreapta, e privată, bucată mică, e privată. După aceea, iar este până la Rom Silva, cu răsuți, la bolul de piatră. Pe partea stângă este, nu, pe partea stângă, cum orice este capela și vis-a-vis de capela sunt răsuțe respective care trebuie este tot la capele și sunt în executare o firmă de nu știu, prin Bocșan, capela, la sus, la licitație. Și m-aș bucura dacă ar vrea un investitor privat să facă ceva acolo. După aceea, iar de noi, partea stângă mai mult privat este. Ok, sunt nu mai știu. În schimb, traseul de la statuie care merge este în Rom Silva și o putem moderniza. Iar primăria mai are ceva în citatea? Nu, primăria nu are nimic acolo. Dacă vom deschide care avea la 4 benzi, mai dispărea acea trecere pietonă în provizorie? Plus că mai e un act, mai este o trecere de pământ care, chiar în sensul și atunci s-ar spune, cea de pe partea, pe malul drept al Orăneștiului, după ce faci foto? Aia iarăși e... Nu știu, tot ce-i dracul, nu mă fac eu la... E trecere de pieton în sensul giratorului, care nu prea are prea așa de rost. O trecere de pieton va trebui să fie acum unde este pizare de mol acolo. Deci trebuie să zic, n-ai ce face. Acum am fi bună și avem și o idee, dar nu știu dacă se poate face tehnic, dar noi avem la discuția. Unde actualmente între proprietărie și mol, acolo dacă ar fi o trecere subterană, cred că s-ar utiliza ca adevărat ce poate. Dar e canalizarea, e canalizarea orașului și cred că e extraordinar. Dacă avem pasajul la poziția domnului primar, mai e nevoie de trecere pietoni aici? Dacă avem pasajul? Deocamdată cu trecerea va scăpa, pentru că pasajul subteran la Cozea nu va fi dat folosit acum. Nu, dacă va fi gata la Cozea. Va fi gata, poate că n-ați momentul respectiv. Eu cred că se rezolvă foarte mult. Când va fi dat pasajul. Cu toate că eu, și când va fi dat pasajul pe centru, ar fi pus un, ceva, un sistem de limitare, pentru că sunt convins că sunt foarte multe tentații. De aceea și pus acest gag în momentul de tehnic, dar foarte mult vom mulțumesc. Da. Dar, domnul primar, orașul continuă să fie plin de cuiva la bord, asta este. Ce se mai poate face? La prima ședință a Consiliului Local, chiar acum, am discutat astăzi, vom face spre aprobarea acelui regulament de inventariere de plajă. Este un lucru extraordinar de greu pe care îl facem. În momentul de față se creează în 3-4 de zile. Și ducem la Fețeni, am început acum, am întâlnit la funcția de proprietar și am mai făcut doar de fost de plin, lucrăm la răzostele de plin, mai putem cadra de 506 de plin, dar noi trebuie să respectăm un scopul de legea. Domnule Bădău, se vorbește că aici mai trebuie oraș, că nu trebuie oraș, că nu trebuie oraș. Lărgim a răpus și la PZ, nu trebuie să-și așa, acolo, pe la PZ. Dacă ați fi cumva, cum fel sau altul, spatele anchetării Mariei Tudor, dumneavoastră și Romeo Rădulescu. Noi doi acolo suntem la braț? Da. Că mi-e sincer, îmi pare rău ce se întâmplă. Absolut. Deci nu aveți nicio înțelegere cu... Deci, în momentele grele, l-am vorbit un cuvânt despre celălalt. Când ar putea începe efectiv construcția celui de-al treilea mod din Brăjana? Vreau să vă spun că deja au depus să se face uzuri spre aprobare. Lucrează la plus, cred că probleme două mânduri spre aprobare. Și i-au spus că prima vara mânduri vor să facă celălalt. Nu știu, și eu vă pus această întrebare. Ce fac? Au o sumă în practică, cu ce rămâi de 10 km. Știu că vă spune de viață, dar arată să ne gocea circulă bani, deși în industria și economia sunt acolo. Deși ne gândesc. Da, dar e mai atât de o mare. Dar nu putem să nu o să și eu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc.